una dintre problemele majore ce bântuie ființele umane și constituie cauza unor enorme conflicte și încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului, o reprezintă problema controlului. Toate formele de control își au originea în același aspect: teritoriul. După cum vom vedea, există mai multe moduri diferite în care putem înțelege teritoriul. Primul, teritoriul reprezinți tu însuți, granițele fizice, emoționale și intelectuale ale propriei ființe și cele ale propriei aure. Extinzând acest aspect, putem privi propriile relații și familii drept o altă formă de teritoriu. La rândul lor, casa și pământul reprezintă evident o extensie a teritoriului familial. Apoi e vorba de întreaga comunitate sau rasă, o extensie a teritoriului, teritoriul exterior din care este construită propria națiune. În cele din urmă ajungem la însuși globul pământesc, ce formează teritoriul actual al tuturor ființelor umane. Toate acestea constituie teritorii care împreună pot da naștere la nenumărate conflicte umane ce își au rădăcina în ideea de control. Un alt mod de a privi teritoriul constă în a-ți considera viața ca fiind teritoriul, iar evenimentele vieții tale ca aspecte în cadrul acestui teritoriu pe care dorești să le controlezi. Cu siguranță, a 21-a umbră privește viața în acest mod, la un nivel genetic și inconștient profund. Întrucât omenirea încă funcționează în mod colectiv la frecvența umbrei, suntem obișnuiți să împărțim viața în milioane de teritorii individuale și să încercăm să le controlăm. Acesta pare un comportament ridicol dacă luăm în considerare faptul că suntem în realitate un unic organism individual. Însă așa funcționează lumea. La nivelul frecvenței umbrei, toți suntem victime. Cei care controlează sunt victime ale propriei nevoi de a păstra controlul, iar cei controlați sunt victime ale celor care îi controlează. Oriunde întâlnește a 21-a umbră, este vorba fie de cineva prea slab pentru a controla ceva, fie de cineva cu o nevoie puternică de a controla totul în propriul său mediu. În trecut, controlul avea legătură cu resursele și hrana, iar asigurarea hranei depindea de menținerea și apărarea propriului teritoriu. Dar în lumea modernă, câmpul de luptă s-a schimbat, deși dinamica genetică a rămas aceeași. Astăzi, câmpul de luptă îl reprezintă banii, iar această umbră are o mare legătură cu puterea și banii. La nivelul umbrei, frecvenței umbrei, dacă ai bani, pare că deții și putere. Totuși, la nivelul darului și dincolo de el, vom vedea că adevărata putere nu are nimic de a face cu banii. Controlul se bazează pe închistare și frică. El creează tensiune și granițe în cadrul tuturor mediilor noastre. Și mai important, el creează noțiunea de ierarhie, deoarece există cei care controlează și cei care sunt controlați. Într-un mod deformat, relația dintre cei care controlează și cei controlați poate, de fapt, să funcționeze destul de bine. Ea reprezintă fundația ideii de clase și caste, iar în forma sa ideală a devenit responsabilitatea claselor superioare să hrănească și să protejeze clasele inferioare. Acesta a fost modul în care majoritatea societăților de pe planeta noastră au funcționat timp de mii de ani, iar cea mai mare parte a lumii continuă să funcționeze în acest mod învechit. Ea constituie baza noțiunilor noastre de regalitate și linii străvechi ale familiilor. Abia de curând, astfel de sisteme arhaice au fost puse sub semnul întrebării, ele pierzând treptat controlul și puterea. Una dintre manifestările declinului controlului ierarhic a constat în înflorirea clasei de mijloc în Occident. Însă înflorirea recentă a claselor de mijloc nu oferă cu mai mult decât vechiul sistem.
creând probleme la fel de numeroase. Familiile sunt acum mai izolate unele de altele decât oricând, fiecare construindu-și propria lume. Nevoia de control și-a schimbat pur și simplu scena. Controlul funcționează acum cel mai puternic prin intermediul capitalismului. Problema controlului este sinonimă cu problema patriarhatului. Formele patriarhale de guvernământ reprezintă piatra de temelie a societății, de la politică până la educație și afaceri. Majoritatea celor aflați în situația de a controla sunt interesați doar de bani și putere, iar cei neinteresați de acestea sunt în general prea obedienți pentru a întreprinde vreo acțiune. În afara câtorva indivizi bravi cu viziune sinceră, pozițiile de putere reală de pe planetă sunt ocupate de cei care își urmează planurile personale. A 21-a umbră ne dă impresia că sistemul patriarhal nu poate fi înfrânt. Așa că viziunile sincere ale majorității cu privire la o lume mai bună sunt îngropate, fără nicio șansă. Totuși, în lume încep să se ivească primele unde ale frecvenței noi. Balanța va începe să se modifice pe măsură ce persoanele cu al 21-lea dar își găsesc pozițiile de putere. Iar asta deoarece frecvențele înalte ale acestei chei nu sunt interesate de putere, de bani sau control, în ciuda faptului că au un dar pentru toate aceste trei. Ei sunt interesați cu adevărat în a se pune în folosul comunității. Mai mult de atât, ei au curajul de a pune în aplicare propriile viziuni, iar asta va schimba cu adevărat situația. Există multe confuzii cu privire la problema controlului și a puterii. Întotdeauna vor exista oameni care sunt liderii născuți, dar pentru ei, la frecvența înaltă, conducerea înseamnă a te pune în serviciul altora. În consecința, aceia care le sunt colegi sau subalterni nu se află de fapt pe vreo treaptă inferioară, ci lucrează împreună cu ei. Problema în ceea ce privește vechiul sistem nu constă în model, ci în frecvența oamenilor din cadrul său. În momentul în care un sistem conține oamenii potriviți, la locul potrivit, el nu mai este nici patriarhal, nici matriarhal, ci devine de fapt sinarhial. Sinarhia este un model în care toți oamenii sunt egali. Deși unii continuă să aibă mai multă autoritate decât alții, totuși această autoritate se bazează pe frecvență, nu pe frică. Motivul pentru care sinarhia reușește acolo unde ierarhia dă greș constă în faptul că fiecare persoană aflată în sinarhie este împlinită cu rolul pe care îl joacă, indiferent de câte responsabilitate are. O descriere mai amplă a acestui model se găsește în a 44-a cheie a genelor, care vorbește despre sinarhie. Cauza supremă a divizărilor teritoriale de pe planetă o reprezintă neîncrederea în viața însăși. Aceasta este adevărata boală a omenirii. Teritoriul și controlul, prin intermediul puterii și al banilor, sunt doar manifestări ale acestei boli. Partenerul de programare al acestei umbre o constituie a 48-a umbră a insuficienței, care stă la baza întregii frici de pierdere a controlului propriului teritoriu. Pur și simplu încă nu știm că reprezentăm o singură entitate. Atunci când ne vom vedea propria natură reală ca o familie colectivă, holistică, nevoia de a controla viața va înceta. În cele din urmă, singurii cărora li se vor oferi poziții de control vor fi cei care vor fi renunțat la a avea controlul. Astfel de oameni sunt viitorii noștri lideri în afaceri, în guvernământ și la toate nivelurile societății. Cei care vor continua să încerce să mențină controlul strâns asupra teritoriilor și vieților altora vor constata în final că se luptă doar cu ei înșiși.
felul în care se reprezintă această umbră a controlului, caracterul represiv, este obedient. Toate caracterele represive sunt create prin negarea puterilor personale. Prin a 21-a umbră, acest lucru se manifestă ca obediență. Astfel de oameni îi lasă pe alții să aibă controlul, fără a-și afirma propria autoritate. În plus, caracterul represiv are tendința de a ceda controlul vieții însăși, renunțând prin urmare, la responsabilitatea pentru direcția în care aceasta îi duce. Există o linie subțire între a te abandona în fața a ceea ce îți aduce viața și a influența cărarea propriului destin. În mod inconștient, acești oameni învinuiesc viața pentru tot ceea ce li se întâmplă, închizându-și centrul puterii voinței. Adevărata natura celui de-al 21-lea dar constă în controlul și dirijarea situațiilor, dar părții obediente a acestei umbre îi este teamă să dețină controlul, deoarece asta ar însemna ca ea însăși să fie răspunzătoare pentru propriile acțiuni și pentru potențialul lor succes sau eșec. Astfel de oameni preferă să rămână la periferia vieții. Deseori ei pretind că nu au nicio grijă, dar realitatea este că ei se ascund de propria responsabilitate. Caracterul reactiv, obsedat de control. Cealaltă față a umbrei a 21-a constă în nevoia intensă de control. Astfel de oameni sunt considerați uneori obsedați de control. Mânia lor este atât de puternică încât nu pot permite niciunei părți din mediul lor să scape de sub control. Așa cum caracterul reprimat este slăbit, caracterul reactiv este încordat. Acești oameni nu pot suporta schimbarea decât dacă au inițiat-o ei. Dacă alții încalcă granițele vieții lor profund controlate, e foarte posibil ca toată tensiunea și mânia lor acumulată să explodeze. Un astfel de caracter se forțează să mențină controlul asupra altora prin dominare ierarhică sau adoptând punctul de vedere al moralității. Din nefericire, o astfel de insistență susținută în ceea ce privește controlul își spune apăsat cuvântul asupra corpului, îndeosebi asupra inimii. Ei sunt genul de oameni care pot fi puși în genunchi doar de crize emoționale sau fizice adânci. Iar datorită incapacității lor de a se abandona, deseori au parte de asemenea crize.